Petru nu intenționează ca atunci când ajunge scrisoarea în anumite biserici, să zică, acum prezbitere, ceilalți spuneți-vă degetele în urechi, vorbim cu prezbitere acum. Ceilalți nu trebuie să știe ce spune eu prezbiterilor, da? Când vom ajunge în 2 Petru, capitolul 2, unde Petru vorbește despre falși învățători din biserică, Petru nu spune, frații din biserică care sunteți aici, voi nu ascultați, că ei sunt și Domnul. Eu o să spun niște cuvinte foarte dure despre acești pseudo-învățători, dar voi n-ar trebui să ascultați cuvintele astea dure. Vă rog, preocupați-vă cu altceva în timp ce eu o să vorbesc către falși învățători din biserică. Nu, el spune lucrurile acestea care urmau să fie citite, că asta era practica bisericii, urmau să fie citite public în adunare. Da? Când Pavel dă anateme, când Pavel spune să fie blestemat cei ce îl tulbură, Pavel intenționa, de asemenea ca și Petru, ca lucrurile acelea să fie citite public în adunare. Când Petru se adresează prezbiterilor aici, Petru știe că atunci când se va citi scrisoarea, toți membrii adunării vor fi de față și toți vor auzi ce are de spus Petru.